Bună ziua, sunt Patricia Podoleanu și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Ziua a început cu percheziții pentru angajații a câteva birouri de înmatriculare și stații de testare a transportului auto din capitală și din sudul țării. Mai multe persoane sunt bănuite de abuz de serviciu și fals în acte. Șase judecători au decis să plece din sistem. Cererile lor de demisie au fost analizate și acceptate de CSM, care însă nu a anunțat motivele magistraților. Nu doar biserica din Ghidici a fost prădată săptămâna trecută. Câțiva hoți au intrat și în locuința unui cuplu din localitate și au furat toți banii adunați pentru o operație. Procurorii de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale efectuează percheziții la mai multe birouri de înmatriculare și stații de testare a transportului auto. Detalii știe colega noastră Iulia Sarivan. Iulia, bună ziua! Revenim cu Iulia mai târziu. Patru judecători de la Curtea Supremă de Justiție și doi magistrați de la instanțele de fond au demisionat. Cererile de concediere au fost analizate și acceptate astăzi de Consiliul Superior al Magistraturii, iar ulterior urmează ca documentele să fie aprobate și de Parlament. Nu se cunosc deocamdată motivele pentru care magistrații au decis să se elibereze din funcție, cererile fiind examinate în lipsa lor. Program de lucru preferențial pentru unii angajați și condiții proaste pentru pacienți. Sunt doar câteva din încălcările constatate de Comisia de la Primărie, care a luat la puricat spitalul numărul 1 din capitală, după sesizările făcute de angajații și pacienții spitalului. Raportul arată că fostul șef al instituției, Iurie Donduc, ar fi admis neregulile. Cel din urmă vorbește despre o evaluare superficială. Comisia de anchetă care a analizat sesizările depuse de angajații spitalului numărul 1 din capitală a stabilit că Iurie Donduc, fost manager al instituției, nu ar fi gestionat corect banii și nu ar fi asigurat transparența activității spitalului. De exemplu, în anul 2016, acesta ar fi decis comasarea a două secții fără acordul Consiliului Municipal, fapt care a dus la concedierea a patru medici. Asta în condițiile în care sistemul medical de la noi se confruntă cu o lipsă acută de cadre. Donduc se apără spunând că hotărârea de atunci fusese luată în urma unui audit intern. Patru persoane au refuzat să lucreze în secție integrată. Au fost invitați, au fost rugați și inclusiv și înscris ca să își continue activitatea în aceeași funcții și cu același volum de lucru la care s-au refuzat și au fost preîntemenați că în caz dacă ei refuză, este nevoie de intrat în procedură de reducere. Comisia a mai stabilit că gărzile medicilor de acolo durau chiar și câte 24 de ore, contrar prevederilor codului muncii. Este gardă în 12 ore, este gardă în 8 ore, este gardă în 16 ore și gardă în 24 de ore. Așa activează toate instituțiile medicale din Republică. Membrii comisiei ar mai fi constatat că Donduc a discriminat unii angajați, oferindu-le altora un program de lucru preferențial. Totodată, administrația ar fi cheltuit mult mai puțin bani pentru instruirea personalului decât prevede legea. Se permite mai mult, dar din sursele financiare disponibile. Dacă ai sursă, cheltui și 10%. Cât despre albiturile uzate și aparatele de aer condiționat pentru șefi, de care pomenește raportul, Donduc menționează că s-au creat condiții bune pentru toți. Comisia a activat în perioada 26-31 octombrie. Persoana responsabilă, consilierul municipal Alan Merenco, a refuzat să ne ofere detalii la acest subiect și să ne spună dacă vreun spital din țară respectă condițiile invocate în raport, precizând că subiectul ar fi epuizat. Iurie Donduc și-a dat demisia săptămâna trecută. Noi am avut o discuție foarte amicală cu dumnealui, am conversat vreo 10 minute, după care dânsul a decis să scrie cereri. Comisia de anchetă a fost formată la sfârșitul lunii octombrie, după ce mai mulți pacienți și angajați de la spitalul numărul 1 s-au plâns de faptul că li s-ar fi încălcat drepturile. În luna martie, Silvia Radu, primar interimar pe atunci, l-a demis din funcție pe Donduc, însă două luni mai târziu, judecătoria Chișinău l-a restabilit în funcție. Recent, instanța a decis că spitalul numărul 1 este obligat să-i achite 200.000 de lei drept prejudiciu moral doctoriței Ala Valenga, care în luna martie a fost luată la pumni de soțul unei paciente care s-a stins la spital. După incident, aceasta s-a concediat, iar ulterior a făcut dezvăluire despre problemele din sistemul medical de la noi, dar și din cadrul spitalului unde activa, însă toate au fost dezmințite de administrație. Revenim cu Iulia, care este în direct cu noi. Iulia, bună ziua, te ascultăm. Ce se întâmplă acolo?
Bună ziua, Patricia, bună ziua, doamnelor și domnilor. Perchezițiile de la biroul de înmatriculare a transportului din Stăuceni au luat sfârșit acum 30 de minute. De aici au fost escortate două persoane la sediul PC Cox pentru a fi interogate. Procurorul nu a putut să ne spună câte persoane sunt implicate în această schemă, însă ne-a spus că este vorba despre funcționari publici, dar și experți tehnici. Este vorba despre o schemă ce presupune falsificarea actelor de înmatriculare și reînmatriculare a transportului, iar persoanele bănuite și-ar fi însușit sume de bani care trebuiau să ajungă în bugetul statului. Potrivit oamenilor legii, până acum au fost identificate circa 500 de cazuri de neachitare a taxelor pentru folosirea drumurilor, cauzând un prejudiciu de 1 milion de lei. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Iulia, îți mulțumesc. Programul de activitate a grădinițelor ar putea fi scurtat cu 2 ore. Acestea ar putea fi deschise doar de la 8 dimineața până la 6 seara. Vin la grădinițe de la orele 7 până la 7:30, în jurul la 5%. Pleacă de la grădiniță în jurul la 6%, de la orele 18 până la 18:30. Propunerea vine de la Ministerul Educației, care se bazează pe un studiu făcut de funcționari din Chișinău. Ce spune sondajul, aflați în jurnal. A adunat cu mare greu 30.000 de lei pentru a-i plăti operația soției, care suferă de o boală cardiacă. Dar a rămas fără niciun ban într-o singură seară. Vorbim despre o familie din Ghitidici, casa care a fost prădată în noaptea în care s-a furat și din biserica din localitate. Hoții au intrat în locuință seara, când proprietarii erau la muncă și au furat toți banii, dar și bijuteriile din aur a cuplului. Poliția spune că a pornit un dosar penal, însă nu oferă mai multe detalii. Și forța geam. Și-a urcat în sus și-a deschis. Ei și-au intrat, ei și-au ieșit. Banii erau la bucătărie, aurul era în dormitor. Toate hainele le-au scuturat până au găsit tot ce le trebuie. Și ne-au lăsat 25 de lei pe pat. Că cum ne-ar lua, ne-ar râs. Acum 3 ani, soții Caraion s-au mutat la casă nouă la marginea satului Ghididici și își duceau liniștit traiul. De câteva luni, cuplul aduna bani, așa cum soția lui Ion, care are 29 de ani, are probleme cu inima și urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale în luna decembrie, iar operația costă 97.000 de lei. Au strâns în jur de 30.000, însă în seara de 31 octombrie, când ambii erau la muncă, au rămas fără niciun ban. Suma este mare pentru că dintre suma în care era în casă, erau chiar și din ajutorul unor cumătri, ajutorul soțului de la serviciu, din salariul nostru, care am mai reușit strângem până afla despre operația la inimă. Acum femeia spune că trăiește cu frică și vecinii sunt îngroziți de cele întâmplate. Orice zi la noi e îngrozitor. Uitați, copiii mici, eu dimineața trebuie să duc întuneric pe străzi. Uitați-o! E beznă. Și trăim lângă buiucani. Noaptea stai, ce se aude, cum asta e an. Orice zi e șoc. Primarul din localitate susține că în ultima perioadă s-au prădat mai multe locuințe din Ghidighici. Acum este un val așa de furturi și e neplăcut. Au mers să ieși împotriva bisericii, asta e deja chiar că e o crimă. Satul este prea aproape de oraș. Și evident că elementele de acestea negative pot să vină și în sat, că e foarte liber, mai încerc și transportul este până la ora 12 de noapte. Cazul a fost înregistrat la poliție, iar oamenii legii spun că au pornit un dosar penal. În noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie, când a fost prădată casa familiei Caraion, hoții au intrat și în biserica din localitate și au furat din cutia milei 16.000 de lei. Nu este clar deocamdată dacă cele două cazuri au vreo legătură. Un accident tragic s-a produs în noaptea de duminică spre luni la Căușeni din cauza ceții dense. 2 oameni au murit, iar 2 au ajuns în stare gravă la spital după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un copac. Oamenii legii au 2 versiuni, fie șoferul era băut, fie nu a putut controla volanul pe o asemenea vreme. Accidentul s-a produs în apropierea satului Constantinovca. Oamenii legii spun că șoferul și un pasager în vârstă de 35 de ani aflat pe bancheta din spate s-au stins pe loc. În automobilul care a fost implicat în accidentul rutier erau 4 persoane. Din discuții cu
persoanele care erau la fața locului, s-a stabilit că șoferul ieri tot și-a consumat. Posibil era în stare de ebrietate. A fost o curbă, plus la asta era ceață densă. Alte două persoane de 51 și respectiv 35 de ani au fost transportate la spital cu traumatisme. Un pacient într-o stare așa mai gravă a fost intrat în secție reanimare pentru supraveghere și evaluare. Al doilea pacient cu leziuni mai ușoare, având în vedere starea lui satisfăcătoare, la doleanțe pacientului a fost externat. La spital a venit imediat fiica bărbatului internată în secția de reanimare. Aceasta se afla la rude și a fost anunțată despre cele întâmplate. Noi nu știm nimic. Ce s-a întâmplat, unde s-au pornit. Victimele au rămas prinse între fiare după impact și au fost descarcerate de salvatori. Oamenii legii spun că au deschis un dosar penal pe marginea acestui caz. PAS, PPDA, PLDM și PL s-au întâlnit ieri la o primă rundă de discuții pentru o eventuală colaborare la alegerile parlamentare din februarie. Reprezentanții formațiunilor susțin că întrevederile vor continua și săptămâna viitoare, întrucât nu au ajuns la o înțelegere comună. După 2 ore de discuții, aceștia au declarat că negocierile vor continua și săptămâna viitoare. Nu este vorba de negocieri și nici nu acceptăm. Nu acceptăm niciun fel de algoritmuri, împărțiri, așa cum s-au făcut până acum, distribuiri. Se discută pe segmentul identificării celor mai buni candidați pe circunscripții, așa încât să avem șansa reală de a câștiga în cât mai multe circunscripții. Ideea Partidului Liberal de acord dona participarea în circunscripție a fost susținută, rămâne să stabilim criteriile. Maia Sandu a declarat că blocul Acum, format din PAS și platforma DA, va sprijini doar persoane integre. Toți cei care vor să coordoneze cu noi numirea candidaților în campanie electorală trebuie să treacă prin filtrul integrității și anume filtrul Parlamentului curat. Și al doilea criteriu pentru noi este meritocrația. Partidul Liberal Democrat e gata astăzi pentru orice filtru să-l treacă, deoarece de mult s-a salubrizat Partidul Liberal Democrat, cei care au fost să plece i-a înghițit PD-ul. PL-ul avem a nostru intern filtru, stabilit în statut. Cine și cum înaintează candidații, cine decide, cine îi selectează. Asta e problema internă a PL-ului. Noi vrem ca fiecare din cei care vor înainta candidați să fie și mai bun decât apeleul, dar de Doamne. Sâmbătă, PAS și platforma DA au anunțat că vor merge împreună în alegerile parlamentare din februarie și au prezentat 5 angajamente pe care și le vor asuma pentru a îmbunătăți domeniul educației, al justiției și al sănătății. Rusia a anulat taxele vamale pentru Moldova, dar numai pentru jumătate de an. În plus, doar un număr limitat de firme va putea exporta produse, iar lista va fi stabilită după o inspecție a agenției Roselhoznadzor. Precizările au fost făcute ieri de președintele Igor Dodon, care săptămâna trecută anunța victorios că a reușit să convingă Moscova să anuleze taxele. Sunt câteva sute de agenți economici care au primit dreptul să exporte în Federația Rusă. Experții Roselhoznadzor și Rospotrebnadzor vin în Republica Moldova, inspectează aceste întreprinderi, dacă într-adevăr sunt producători, și le dau acces pe piața Federației Rusă. Igor Dodon susține că excluderea de la 1 ianuarie 2019 a taxelor vamale la exportul către Rusia va fi doar pentru jumătate de an. Astfel de decizii și negocieri trebuie să fie purtate de către guvern. Cu regret, Guvernul Republicii Moldova, ultimul un an jumate, nu discută cu partenerii din Federația Rusă. Pentru a lua o decizie sistemică pentru o perioadă nu limitată de 6 luni, dar mai mare, trebuie să aibă loc negocieri la nivel de guvern. Eu nu exclud că după 6 luni, dacă nu se schimbă situația în Republica Moldova, taxele ar putea să revină. Președintele susține că cifrele umflate în ceea ce privește exporturile moldovenești în Rusia prezentate la întrevederea de la Moscova se datorează faptului că Rusia operează cu alte date. Declarațiile părții Rusie, că anul trecut au crescut cu 40%, se referă la faptul că ei iau în calcul și exporturile din Transnistria, care nu tot timpul intră în statistica oficială a Republicii Moldova. Moscova a impus embargo asupra vinurilor moldovenești în septembrie 2013, iar ulterior a permis accesul pe piața rusă doar a unor companii din regiunea transnistreană și autonomia găgăuză. Ulterior, în 2014, a intrat în vigoare decretul premierului rus Dmitri Medvedev privind aplicarea taxelor vamale la importul a 19 categorii de mărfuri, printre care carnea, vinurile, cerealele, zahărul, fructele, legumele și mobila din țara noastră. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, exporturile de mărfuri moldovenești pe piața rusă s-au redus dramatic după introducerea interdicțiilor de către Federația Rusă, de la 423 milioane de dolari SUA în anul 2014 la 254 de milioane în 2017.
Peste 2 ani, calea ferată din Moldova se va alege cu 12 locomotive noi destinate transportului de mărfuri. Costul acestora este de câteva 10 de milioane de euro, bani oferiți de BERT și BI în cadrul unui proiect de restructurare a CFM, în valoare de peste 100 de milioane de euro. Jumătate din ei sunt un credit cu o dobândă mai mică de 1% per an, pe care CFM va trebui să-i întoarcă în următorii 15 ani. Contractul dintre Calea Ferată din Moldova și compania General Electric Transportation, semnat astăzi, prevede ca peste 18 luni firma va livra primele locomotive noi din totalul de 12 cumpărate. Ele încă nu sunt venite, dar noi deja le-am repartizat pe noduri. Vor circula pe toată magistrala care din Republica Moldova. We are very glad that Moldova and Moldova Railways has chosen our product. And we will work very closely with Moldova Railways to execute this. Costul celor 12 locomotive este de 45 de milioane de euro, achiziție care face parte din proiectul de restructurare și reorganizare a CFM, finanțat de BI cu 52 de milioane de euro, de BERD cu 50 de milioane de euro și de UE, care a oferit 5 milioane de euro. Aceste 50 de milioane vor întoarce și calea ferată. Este un credit cu o dobândă 0,75 anual procent. Asta înseamnă că vom întoarce? Dacă luăm în considerație grantul de 5 milioane, vom întoarce atât cât am luat, peste 15 ani. Firma care urmează să construiască locomotivele este o companie americană. Conform responsabililor de la CFM, la licitație au fost depuse 5 dosare. În etapa a doua trecând două, ca în final doar compania General Electric Transportation să depună pachetul de documente necesar. Ei au vreo 6 uzini pe teritoriul Europei. Sper eu că vor fi asamblate în Kazahstan. Va costa și transportul acestora? Noi sunt procurate la noi, la frontiera Republicii Moldova. Locomotivele pot circula cu o viteză maximă de 130 km pe oră, pe când pe rețeaua noastră de căi ferate se poate circula cu cel mult 80 de km la oră, ceea ce înseamnă că noile locomotive ar fi prea moderne pentru posibilitățile țării noastre. Acestea sunt destinate trenurilor marfare și pot funcționa pe autopilotare. Transportarea mărfurilor astăzi se ține calea ferată din Republica Moldova, fiindcă banii care sunt câștigați de asta sunt investiți în tot ceea ce este necesar pentru întreprindere. Conform lui Iurie Topală, CFM are la moment o gaură în buget de peste 380 de milioane de lei și restanțe la plata salariilor angajaților de câteva luni. Vor fi lichidate până finele anului acesta, poate puțin vor rămâne în prima jumătate a lunii februarie, care spun că n-au primit jumate de an. Acestea sunt individuale, ele sunt cu probleme. În ultimii 40 de ani, CFM nu a mai făcut achiziții de locomotive, iar cele din dotare sunt cu termenul de utilizare expirat. Programul de activitate a grădinițelor din toată țara ar putea fi scurtat cu 2 ore. Propunerea vine de la Ministerul Educației, care se bazează pe un sondaj al Direcției Educație din Chișinău. Proiectul este la etapa de inițiere, iar mai apoi urmează să fie supus consultărilor publice. Studiul făcut de Direcția Educației arată că doar 13% din copii vin la grădiniță până la ora 7:30 și doar 11% stau după 18:30. Managerii instituțiilor spun că din această categorie fac parte copiii educatorilor. Vin la grădiniță de la orele 7 până la 7:30, în jurul la 5%. Pleacă de la grădiniță în jurul la 6%, de la orele 18 până la 18:30. În instituții sunt angajați care au copii de vârstă preșcolară, în procentul acesta între și copiii angajaților. Astfel, s-ar propune un program de 10 ore în locul celor 12 din prezent. Copiii ar putea veni la grădiniță la ora 8 dimineața și să plece la 6 seara. Mare majoritate vin de la orele 8 până la orele 8:30, mai mult de 50%. Schimbările ar reduce din cheltuieli, spun autoritățile. S-ar economisi banii irosiți pe ciunele pregătite pentru pici, pe care nu prea are cine să le mănânce, așa cum aceștia sunt deja acasă. De la 18 până la 18:30 rămân undeva 20% de copii
Ceilalți pleacă acasă și nu rămân la cină. Undeva 65-70% copiii practic pleacă mai devreme. Unii nu sunt de acord pentru că din cauza noului program ar putea întârzia la muncă dimineața. Stăm aici 5 minute, pot să aduc și la 8:30, depinde dacă mănânc acasă, pot să aduc și la 9. Aș zice că sunt de acord, nu e o problemă. Cum i-ai trecut de 5 și deja luat? 5, da, permanent, serviciu, adică îmi permit. Sunt părinți care vin la orele 6, sunt părinți care aduc copiii la orele 7:30, n-ar fi bine dacă n-ar... Pur și simplu nu permite timpul. Chiar nu știu cum o să fie. Noi la 8 deja trebuie să fim la servicii. Ora 8 ar însemna o problemă. Sigur, o problemă mare. Vă dați seama, atunci eu respectiv trebuie să întârzi la serviciu. Totuși, managerii grădinițelor spun că pentru copiii care nu vor putea fi aduși în intervalul acelor 10 ore, vor fi create grupe de serviciu cu salarizare suplimentară. Nu am reușit să stăm de vorbă cu responsabilii de la Ministerul Educației care au elaborat acest proiect de lege. 173 de grădinițe sau fiecare a 8-a din totalul celor 1458 de instituții preșcolare din țară activează acum în regim de 12 ore. Celelalte sunt deschise 10 ore sau mai puțin. Adevărate cimitire de gherete s-au format pe teritoriile unor întreprinderi municipale. Buticurile evacuate din banii orașului sunt lăsate de izbeliște de proprietari. Sunt unei agenți economici foarte obraznici care îl scoți astăzi de pe o adresă, de pe bulevard, îi spui că acolo nu se poate. Peste noapte îl duci și o amplasează, crezând că se va reuși a obține anumite documente. Ce au de gând să facă autoritățile locale cu mormanele de fier vechi, vă spunem imediat. De teamă să nu-i fie date peste cap concertele organizate pentru diasporă, Ilan Șor avertizează moldovenii din străinătate că poliția va fi cu ochii pe ei. După ce Marina Tauber a fost huiduită la spectacolul de la Veneția, primarul de Urhei spune că evenimentul ce urmează să aibă loc la Torina, forțele de ordine din peninsulă vor avea grijă ca show-ul să decurgă fără probleme. Între timp, moldovenii din regiunea unde va fi organizat concertul se mobilizează pe rețelele sociale pentru a protesta. Pe 18 noiembrie, Anastasia Lazariuc va cânta pentru moldovenii din orașul italian Torino. Interpreta va ajunge în peninsulă la cererea partidului Șor, care organizează o serie de evenimente muzicale în diasporă. Și care voi acum veniți în Italia și faceți concerte gratis? Cu care bani? Care plătiți lui Anastasia Lazariuc 1.600 de euro? Care plătiți pentru preoți, pentru senatori italieni, 1.600 de euro? Cu banii noștri. Moldovenii care locuiesc în zonă anunță că vor protesta în ziua respectivă în preajma localului unde se va desfășura concertul. O situație similară s-a produs și la mijlocul lunii octombrie, când vicepreședinta formațiunii Șor, Marina Tauber, a fost huiduită la Veneția. Ieri însă primarul de Urhei a promis să ia toate măsurile necesare astfel încât nimeni să nu-i strice sărbătoarea la Torino. Ne rezervăm dreptul de a lua măsuri adecvate și dure atât față de organizatori cât și față de executanții acestei fără de legi. Deja am informat poliția italiană atât despre atacurile de la Veneția cât și despre provocările ilegale planificate pentru acțiunile noastre ulterioare, a scris Ilan Șor pe Facebook. Nu puteți să ne speriați că ați dat ordin de acum a la poliția italiană să vie să vă păzească pe cine? Pe voi? Ce prostii ziceți? Anterior, reprezentanții partidului acuzau protestatarii din diasporă că ar fi fost finanțați de opoziția extraparlamentară din Moldova, fapt negat de reprezentanții acestora. Primarul de Urhei a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare în dosarul BEM. El rămâne în libertate până la o decizie a Curții de Apel Cahul. Cel puțin 9 oameni sunt dați dispăruți în urma prăbușirii celor două blocuri de locuit din orașul francez Marseille. Așa cum se așteptau autoritățile, spre seară s-a surpat și cea de-a treia clădire. Însă, din fericire, toți cei care locuiau acolo au fost evacuați la timp. Echipe de salvatori caută supraviețuitori la fața locului, iar autoritățile cred că numărul victimelor ar putea crește. Wow.
Sub ruinele clădirilor prăbușite s-ar putea afla cel puțin 9 oameni, au declarat autoritățile. Printre aceștia, 7 locuitori ai blocurilor despre dispariția cărora au anunțat rudele. Celelalte 2 persoane dispărute ar fi trecători care au fost surprinse înainte de incident de camerele de supraveghere instalate în apropiere. În același timp, specialiștii francezi nu exclud că sub dărâmături s-ar putea afla și oameni fără adăpost, aceștia fiind deseori întâlniți în acel cartier. Presa străină scrie că mai întâi s-a prăbușit una dintre clădiri, după care și a doua, ambele fiind interconectate printr-un perete. Din cauza lucrărilor efectuate de salvatori, la fața locului a căzut și a treia clădire. Locatarii acesteia fuseseră deja evacuați în acel moment. În timpul prăbușirii au fost rănite 2 persoane. Acestea au fost internate în spital, iar medicii spun că viața lor este în afara oricărui pericol. Peste 100 de salvatori aflați la fața locului caută potențial supraviețuitori. Cei care locuiau în casele prăbușite au fost cazați în hotelele din apropiere, în timp ce unii au preferat să rămână la rude. Cele 2 blocuri locative, unul cu 5 și altul cu 6 etaje, s-au prăbușit ieri dimineață într-o regiune istorică a orașului Marseille. Autoritățile spun că edificiile erau avariate, iar localnicii fuseseră avertiți să-și părăsească locuințele. Gheretele fără autorizație evacuate de pe străzile capitalei se transformă în mormane de fiare pe terenurile întreprinderilor municipale. Buticurile ridicate pe banii orașului sunt lăsate de izbeliște de proprietari. Funcționarii nu pot face nimic, pentru că dacă le-ar da la fier uzat, s-ar putea pomeni chemați în judecată. Direcția Comerț s-a angajat să găsească o soluție până la sfârșitul anului. Această gheretă stă aici de 7 ani. A fost ridicată pentru că funcționa fără autorizație. De atunci nimeni nu și-a mai bătut capul de ea. Stă aici și ruginește. Pentru că nu există un regulament care să permită distrugerea ei după niște ani, fierul uzat se adună și rămâne fără folos. Nu avem în bază la ce. Adică este depozitat aici și gata. Terenul întreprinderii municipale a serviciilor locativ comunale de la Râșcani arată ca un cimitir al gheretelor. Am numărat aici 37 de bucăți. La fel e în fiecare sector. Atunci când un butic funcționează fără autorizație, municipalitatea cheltuie 2500 de lei ca să-l evacueze. Așa că proprietarul care își vrea chioșcul înapoi trebuie să achite acești bani, plus suma adunată din taxa de 20 de lei pe metru pătrat lunar, cât timp stă acesta în grijă autorităților. Probabil de acum a ajuns la un egal, da. Și de acum ea nu mai prezintă pentru dânsul interes. Problema a ajuns subiect de discuție la primărie. Gherete, panouri publicitare. Eu nu cred că noi putem să ne permitem luxul de a păstra bunurile unor agenți economici. Direcția Comerț a primăriei ar urma ca până la sfârșitul acestui an să decidă soarta buticurilor uitate de proprietari. Pretorii se mai plâng că unii agenți economici recurg la tot felul de șiretlicuri pentru a-și continua activitatea. Sunt unii agenți economici foarte obraznici care îl scoți astăzi de pe o adresă, de pe bulevard, îi spui că acolo nu se poate. Peste noapte îl duce o amplasează, crezând că se va reuși a obține anumite documente. Noul concept la care lucrează cei de la Direcția Comerț ar urma să stabilească și toate locurile unde se va permite instalarea gheretelor. Regulamentul foarte clar spune că ghereta trebuie să aibă un aspect oarecare. Nu poți așa de capul tău peste noapte, fără să anunțe prietorul. El îți duce și amplasează ghereta aceea unde îi abate lui. Eu am să vă rog să faceți public adresa noastră și domiciliu și într-o dimineață o să vă treziți numai cu gherete lângă scara unde stați. De toate culorile, și cu torticuri, și cu floricele, și cu tot ce vreți. În ultimele 6 luni, 800 de unități și-au sistat activitatea. Victorie mult așteptată, Dinamo București a câștigat un meci de campionat după 2 luni și jumătate. Câinii roșii au învins echipa moldoveanului Igor Armaș, FC Voluntari. Dinamo București câștigase un meci în Liga 1 ultima dată pe 25 august. De atunci, Câinii roșii au înregistrat 4 înfrângeri și 3 remize. Aseară, echipa lui Mircea Rednic a jucat pe terenul celor de la FC Voluntari. Gazele au stat bine în apărare, iar fundașul moldovean Igor Armaș a avut o prestație bună. Totuși, dinamoviștii au smuls victoria grație unui penalti obținut în prelungiri. Zgrablici a jucat balonul cu mâna, în care o a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. Salomau a transformat penaltiul și i-a adus cele 3 puncte echipei sale. Acum a arătat repriza a doua, Dinamo ar merita să câștige. Să vedem dacă o poate face, da, gol Dinamo!
Dinamo a urcat pe locul 9 în campionat și încă mai speră să ajungă în play-off, unde vor avansa doar primele 6 echipe. FC Voluntari rămâne pe locul 14, adică ultimul. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezei se încheie aici. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!